Ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare parte. Zic ca Dumnezeu să binecuvânteze acești doi copii al lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune un lucru minunat, care este valabil pentru noi copiii lui Dumnezeu în zilele de astăzi. Și cuvântul lui Dumnezeu de la Romani 13:11 spune: și aceasta, cu atât mai mult, cu cât știți că în ce împrejurim ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape decât de noi, decât atunci când am crezut, slăviți să fie Dumnezeu. Amin. Fraților, oamenii aceștia doi, sau cel puțin ea, cred că Dumnezeu a vorbit personal. Și a început să stea într-o stare de veche cu Dumnezeu și Dumnezeu i-a spus că trebuie ca să se boteze. Cuvântul lui Dumnezeu spune că cine crede și se botează va fi mântuit. Cine nu, va fi osândit. Este o rugăciune de cauză, care cu toții avem cauze înaintea lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu care l-am desfăcut astăzi, la 13 romani, spune despre veghere și despre curăție. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei. Nu în chefuri și în beții, nu în curvii, nu în fapte de rușine, nu în certuri și în pisme, slăviți să fie Dumnezeu. Dacă astăzi ne aflăm aici, ne aflăm la o bucurie. Dumnezeu se bucură împreună cu noi. Și noi vrem să facem această bucurie lui Dumnezeu. Vrem ca împreună cu Dumnezeu să-i dăm toată cinste, toată slavă Tatălui din ceruri. Vrem ca să ne bucurăm așa cum Dumnezeu ne cere. Nu în pisme, nu în beții, nu în lucruri de desfrânare, și în Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este Cel ce poate să mângâie inimile noastre. Și am vrea cu smerenie, cu toată recunoștința, să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem lui: Doamne, dacă astăzi suntem în casa Ta, în locul acesta unde se cheamă numele Tău, ajută-ne să trăim frumos. Ajută-ne, Doamne, ca întotdeauna ochii noștri să caute să vadă fața Ta, lumina Ta. Ajută-ne, Doamne, ca întotdeauna să ne putem ține cărarea dreaptă, îndreptându-ne după cuvântul Tău. Să trăim frumos ca în timpul zilei. Și îmbrăcați în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Atâta vreme cât noi suntem copiii lui Dumnezeu și rămânem sub adăpostul aripilor Lui, Dumnezeu ne ține departe de poftele firii pământești. Și am vrea ca să facem un lucru în ziua de astăzi. Dacă este o cauză, dacă este un lucru, am vrea înainte de toate să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea putere să căutăm dulceața din cuvântul lui Dumnezeu. Să căutăm ceea ce este mai de preț. Pentru că multe ni se par nouă că sunt de preț. Multe căi se par omului că sunt bune, dar duc la moarte. Una singură este bună. Și aceea este calea care ne-a trasat-o Domnul nostru Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 19 spune: legea Domnului este desfătarea și înviorarea și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celor neștiuitori. Orânduierile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Dacă astăzi suntem în casa lui Dumnezeu, este că vrem ca Dumnezeu să ne lumineze ochii. Vrem ca Dumnezeu să ne pună tină sfântă din gura Lui peste ochii noștri, să putem să vedem în fiecare zi slava Lui, frumusețea Lui, binecuvântarea Lui. Privește în jurul tău și vezi că totul este în regulă. Privește în jurul tău și vezi că totul este frumos. De ce? Pentru că Dumnezeu ne iubește. Pentru că Dumnezeu ne vrea bine. Pentru că Dumnezeu ne iubește cu iubire veșnică. Frica de Domnul este curată și ține pe veci. Judecățile Domnului sunt adevărate. Toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Noi cu toții odinioară, când eram în lume, căutam aur, căutam lucrurile scumpe, lucrurile de valoare, care ni se păreau nouă că erau de valoare. Și le lăsam pe cele care erau cu adevărat de valoare, pe cele ale lui Dumnezeu. Dar dacă astăzi suntem în casa lui Dumnezeu și Dumnezeu ne chemă pe noi, trebuie să chemăm numele Lui care este mai frumos ca orice nume de pe pământ. Este mai minunat și mai dulce ca orice miere, ca orice tezaur pe acest pământ. Vrem să facem din Dumnezeu cetățuia noastră, stânca noastră, adăpostul nostru. Pentru că atunci când vei chema numele lui Dumnezeu, El să te asculte. El să-și trimită ajutorul Său din locașul Său cel Sfânt să te izbăvească, să te ridice pe stâncă, să spună picioarele pe stâncă și în gură o cântare de laudă, o cântare pentru Împăratul. Robul tău primește și el învățăturile de la ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Slăviți să fie Dumnezeu! Amin.
Știm cu toți că cel ce caută să facă voia lui Dumnezeu are o răsplată mare. Și aceea este mântuirea care este dată în dar de Domnul Iisus. Spunem că este dată în dar pentru că n-am plătit noi, ci a plătit Iisus Hristos cu sângele Său cel Sfânt. De aceea noi știm ce valoare are jertfa Domnului. Noi știm ce valoare are jertfa care Dumnezeu a lăsat-o pentru noi. Că și-a dat pe Fiul păcii, a dat împăratul împăraților să coboare pe pământul acesta. Pentru noi, pentru ea, ca ea să fie mântuită, ca noi să fim mântuiți, ca noi să avem o credință vie și neclintită în lucrurile care Dumnezeu ni le-a rânduit mai dinainte. Am vrea ca să intrăm în această rugăciune și să ne aducem cauzele înaintea lui Dumnezeu. Dar înainte de toate, cea mai importantă cauză am vrea să-i spunem lui Dumnezeu: Doamne, fă ca ochii noștri să vadă întotdeauna slava și frumusețea Ta. Fă ca frica de Tine, Doamne, să fie primul lucru în viețile noastre. Pentru că dacă vom avea frică, Doamne, și dacă vom căuta să căutăm întotdeauna voia Ta, știm că voia Ta este bună și desăvârșită pentru noi. De aceea vrem să intrăm în această rugăciune, vrem să aducem cauzele noastre înaintea lui Dumnezeu. Cine are o cauză?